Deși pandemia e în toi, iar numărul de cazuri rămâne a fi destul de mare, vaccinarea în rândul cetățenilor din raionul Nisporin nu crește atât de considerabil. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 pe raion nu este în mare creștere, iar pericolul unui nou val este din ce în ce mai mare. Mulți dintre cetățenii raionului nu au încredere în vaccin, argumentând astfel de ce nu se vaccinează. Noi am decis să aflăm care este părerea oamenilor la acest capitol și dacă sunt pro sau contra vaccinare. Răspunsurile sunând astfel. Este pentru libertatea omului, nu pentru impunere, pentru restricții. Deci fiecare purtă masca. Nimeni nu o poartă, că noi tineretul vedem lucruri altfel. Eu sunt potrivit că este pentru libertate. Nu sunt de acord absolut deloc cu acest. Pentru moarte plătești, câte naști plătești, medicamente plătești, tot îl plătești. Dar cum vaccinatul a făcut-o gratis? Pentru cancer nu s-au găsit medicament. Nu s-au găsit. De câți ani noi ne combatem cu cancer, nu s-a găsit. Vaccinul e găsit leac. Fiecare vrea să moară de moartea lui care nu vrea să vaccineze. Să zici că te-ți plătești, băieți, te-ți plătești lecuirea, nașterea, te-ți plătești, dar asta șefa vodeiței vaccinului este așa de grijă mare are statul. Este... Noi am purtat o discuție cu șefa Spitalului Raional Nisporin pentru a afla mai multe detalii despre vaccinare și miturile ce țin de acest proces. Cu părere de rău, până la imunitatea colectivă mai avem foarte mult în raionul nostru, deoarece noi din 45.000 de persoane care sunt eligibile pentru a fi vaccinate, la ziua de azi, cu ambele doze, avem sub 8.000 de persoane. Asta ar fi 15%. Ca să avem imunitate colectivă, noi trebuie să avem 80-90% din populație vaccinată sau care a făcut boala, ca asta tot dă imunitate. Și cu părere de rău, necătând la toate eforturile sistemului medical, noi în raion stăm prost la capitolul vaccinare. Spre deosebire de Chișinău, de exemplu, acolo este sub 40%. La noi, acest procent cred că e mai mult datorită faptului că sunt vaccinați aproape toți colaboratorii, lucrătorii medicali și sunt vaccinați mulți din profesori. Populația e foarte nereceptivă, aș spune, la toate eforturile noastre pentru vaccinare. Printre principalele întrebări din partea cetățenilor ce ține de pandemie este când se va încheia aceasta. Și la această întrebare, doamna Crăciun a găsit un răspuns, dar și o cauză a acestei probleme. Chiar dacă situația s-a ameliorat puțin, valul acesta al patrulea merge în scădere cu infectările, asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm liniștit că am scăpat de COVID. Deoarece acesta este un virus care, cu părere de rău, el permanent se multiplică în interiorul organismului uman, se modifică făcând diferite tulpini și noi e devreme să ne liniștim în privința COVID-ului. Dacă comparăm situația în lume, zic că noi, cei care am trecut prin spațiul ex-sovietic, suntem codași la capitolul vaccinare. Că eu cred în mituri mai mult populația unui nivelul de educație, de cultură sanitară, de modul de a avea grijă de sănătatea ta este la un nivel foarte jos. Deoarece noi comparăm țări ca Anglia, Franța, Irlanda, Italia. Nivelul de vaccinare, începând de la 70, 77, 80, 90, 95, Germania, noi credem în mituri. Credem în mituri și suntem foarte uimiți, lucrătorii medicali, că iată chiar și valul acesta la noi, practic s-a dublat numărul de decese de COVID. Și noi, în continuare, continuăm să credem în mituri. Principalul mit în care crede majoritatea cetățenilor nevaccinați este că vaccina este un virus. Despre ce este vaccina ne-a relatat doamna Crăciun. Vaccina nu este un virus. Vaccina, cred că epidemiologii ar lămuri mai bine chestiile astea, este un vector viral nereplicativ, un ARN mesager, adică este un fragment din slăbit
așa se spun, din acest virus, care nimerind în organismul uman, organismul primește ca pe un corp străin cu care trebuie să lupte și creează anticorpi pentru acest virus. Și când virusul nimerește în organism, el de acum nu are posibilitățile sau mediul în care el se poate multiplica și crea probleme mari macroorganismului. De când s-au creat vaccinile de sute de ani și noi, practic, omenirea a scăpat de foarte multe boli, pandemii și probleme mari datorită vaccinului, asta a fost o inovație revoluționară în medicină, pentru că cu ajutorul vaccinilor noi am obținut biruință sau control asupra multor maladii și chiar acum nu înțelegem de ce acest COVID o leacă la unele spații, unele țări a schimbat ceva în abordare, în mentalitate și a trezit rigiditatea asta față de vaccin. Noi, lucrătorii medicali, suntem vaccinați 95-96%. Trăim, activăm, luptăm pentru vieți. Un alt mit care bântuie mai mulți cetățeni este că vaccinul a fost creat prea repede. S-a făcut prea repede, fiindcă toate vaccinurile în timpul de pandemie, și noi avem istoricul de multe pandemii în lume, toate inovațiile pentru a lupta cu aceste pandemii se fac într-un ritm mai mult, mult mai alert. Dar luând în vedere că pandemiile despre care eu vorbesc au fost în 1900 și cu mulți ani în urmă și toți se făceau vaccini, acum omenirea are un alt ritm de dezvoltare, un alt nivel de dotări, un alt nivel de a științei și nu mi se pare că s-a făcut foarte repede. Dar el funcționează. Noi avem chiar și după vaccinarea completă, avem cazuri de infectare cu COVID, fiindcă mediul nostru, așa, noi contactăm permanent cu oamenii, dar niciunul din cei care s-a infectat fiind vaccinat nu a fost necesar de internat și nu a făcut o formă gravă. A trecut ca o răceală, ca o formă ușoară, s-a tratat la domiciliu și n-am avut complicații. Asta e foarte important. Unii cetățeni consideră că dacă au fost infectați cu COVID-19, nu trebuie să se mai vaccineze. Noi am decis să aflăm părerea medicului despre acest lucru. Este adevărat, se formează imunitate după suportarea acestei infecții, dar undeva în jurul la până la 180 de zile ține această imunitate și oricum după expirarea nivelul de anticorp se formează de la început un nivel destul de înalt și pe urmă tot se micșorează și oricum după trecerea la 6 luni de zile, 7 luni trebuie să ne vaccinăm. Bolnavii cu boli cronice, autoimune și alte boli mai grave se tem să se vaccineze pentru că ar putea avea reacții adverse grave sau chiar să moară. Acest mit bântuie încă de la începutul procesului de vaccinare. Necesitatea vaccinării acestor persoane primordial a fost explicată de directoarea Spitalului Raional Lidia Crăciun. Noi avem grupele de populație care necesită a fi vaccinate în primul rând. Și asta despre ce vorbesc dumneavoastră, diabetul, bolnavii cu cancer, bolnavii cu imunitatea compromisă, adică bolnavii care primesc, bolnavii cu HIV-SIDA, sunt eligibili în primul rând pentru a fi vaccinați. Și iată acum a fost elaborat ordinul Ministerului Sănătății despre efectuarea dozei a treia de vaccin, doza booster, cum îi spunem noi, și în primul rând avem indicații anume pentru această grupă de populație. Unica contraindicație pentru vaccinare este alergia la vaccin. Sunt oameni care după o vaccinare au făcut diferite probleme grave de alergice și alte contraindicații absolute noi nu avem, nici la gravide, nici la ceea ce vorbesc dumneavoastră. Invers, aceste grupe de populație sunt populația vulnerabilă care vaccinul îi protejează.
Un alt mit la fel de credibil în rândul cetățenilor este că femeile însărcinate nu trebuie să se vaccineze pentru că ar putea avea careva complicații pe durata sarcinii sau fătul ar putea să suporte diferite mutații. Avem doi asistenți medicali, s-au vaccinat cu ambele doze și acum sunt gravide și totul decurge bine. Și chiar și nora mea s-a vaccinat printre primii în România, când la noi încă nu erau vaccini în cantități ca să ne vaccinăm toți. Și acum e gravidă, totul decurge bine, totul e bine. Asta e un mit. Este mai grav, noi avem gravide și avem lăuze care au născut și au decedat de COVID. Asta e mai grav, fiindcă organismul gravidei tot este foarte vulnerabil la această infecție și având vaccinul are anticorpi și se protejează și mama și copilul. Vaccinarea cu a treia doză anti-COVID-19 se va demara și în Republica Moldova. Care sunt categoriile sociale și cum va decurge acest proces, ne vorbește medicul. Noi chiar ieri am primit ordinul Ministerului Sănătății despre demararea vaccinării cu a treia doză și acum, la prima etapă, noi avem două categorii de pacienți sau de populație care va merge pentru a treia doză. Prima categorie sunt pacienții despre care noi am vorbit mai sus, adică pacienții cu cancer și cu cancer avansat, pacienții după chimioterapie, pacienții după tratamente hormonale, pacienții după transplant de organe, pacienții cu HIV-SIDA, aceștia chiar se recomandă de făcut a treia doză după 28 de zile sau 3 luni după a doua. S-a făcut două doze de vaccin, la 28 de zile, de la 28 până la 3 luni, obligatoriu de făcut a treia doză. Și avem următoarele categorii de populație, în primul rând, lucrătorii medicali. Toți lucrătorii medicali, îndeosebi din sistemul spitalicesc și din medicina primară și din urgență, necesită a treia doză, pentru că noi suntem aceia care stăm în prima linie și permanent ne aflăm în riscul de a ne infecta. Apoi, lucrătorii care activează în azilurile de bătrâni, lucrătorii serviciilor de respectarea urnei publice, ca poliția, lucrători din sectorul de servicii, pașapoarte, consilii raionale, și profesorii și lucrătorii de grădinițe. Și la aceste categorii se recomandă a treia doză după 6 luni de zile, după 180 de zile. Și avem, conform acestui ordin, la fiecare categorie de te-ai vaccinat cu vaccina X, ce vaccină trebuie să faci a treia doză. Ca de obicei, pentru a treia doză avem trei tipuri de vaccin. Vaccinul Pfizer, vaccinul Moderna și AstraZeneca. De asemenea, copiii cu vârsta de la 12 ani vor putea să fie vaccinați. În ce condiții și cu care vaccinuri ne vorbește doamna Crăciun? Copiii după 12 ani se vaccinează numai cu vaccina Pfizer în două doze, cu interval de 21 de zile și obligatoriu cu acceptul părintelui sau tutorele copilului. În multe țări, și în America și în multe țări europene, acest proces a început mai de mult. Eu cred că așa pentru noi va fi o problemă, că dacă noi nu putem convinge populația matură să se vaccineze, clar că va fi problemă și cu vaccinarea copiilor. Vaccinarea este unica cale de a scăpa de pandemie. Acesta este unicul crez a cadrelor medicale în prezent. Aceștia îndeamnă oamenii să se vaccineze pentru a nu parcurge calea celor infectați cu COVID care au suportat o formă gravă. Pentru a schița întregul proces prin care trece o persoană infectată spitalizată, am discutat cu medicul infecționist care a vegheat la paturile infectaților cât timp a activat secția COVID în cadrul Spitalului Raional Nisporeni. Situația a fost într-adevăr destul de îngreunată în momentul activării secției COVID. În primul rând era necesar să acordăm urgent ajutor la toți pacienții care se adresau. Eram nevoiți să îmbrăcăm costumații speciale anti-COVID. Pacienții erau
destul de gravi, mulți șori, toți stresați, în primul rând, cu insuficiență respiratorie, cardiacă, boala fiind nouă, se manifestă foarte diferit, de la o simplă răceală cu forme destul de variate, adică se activizau toate patologiile cronice care le au pacientul, în special diabetul zaharat, tensiunea, se dezvoltau și hepatite reactive, adică a fost... Cât de greu treceau pacienții în momentul ăsta în care erau la spital? Ce le părea cel mai greu pentru ei? Era dificil pentru că pacienții erau, foarte mulți erau imobilizați la pat, nu aveau putere nici până la viceu să meargă, dependență de oxigen în marea majoritate a cazurilor și aceasta sigur că îi afecta. Una când stă un pacient cu o altă patologie, mai poate să mai iasă afară, să mai discute cu unul cu altul, dar aici erau izolați de lumea externă și nu... Practic îi impuneau nici să nu discute mult la telefon cu rudele, pentru că necesitau să facă aceeași gimnastică respiratorie, să inspire oxigenul. Cum considerați, de ce se ajunge la atât de multe infectări grave la noi, în Republica Moldova, cât și pe glob, aici, în Estorin? Care este motivul că oamenii vin în spital deja cu forme grave? Motivul este, în primul rând, că mulți nu cred în infecția dată, în special populația tânără, care fac forme de ușoare, ei nu respectă regimul de autoizolare la domiciliu, infectează, se primește în mod intenționat și alți oameni care pot să ducă o formă mai gravă. Acum este și vaccin, dar și același vaccin nu este administrat la mulți din pacienți din motive personale. Nu cred în vaccin, nu cred în boală și asta și ne face ca să lucrăm tot mai greu și mai greu. Cum considerați, care este calea de a scăpa de acest virus sau măcar de a-l diminua? Vaccinarea în masa populației. Credeți că vom ajunge curând la un rezultat cât de cât bun cu vaccinarea în Republica Moldova? O parte din populație de acum a trecut prin virus și a produs imunitate, o parte se vaccinează totuși și sperăm ca să fie bine, să ajungem la zile bune. Au fost o perioadă de iluminare astăvară, dar iată, ne așteaptă noi variante, noi mutații, nu știm ce o să fie. După tratamentul din secția COVID, majoritatea pacienților au nevoie de reabilitare, care durează în dependență de forma bolii. Cu cât forma de boală a fost mai severă, cu atât reabilitarea durează mai mult și e mai grea. Iar dacă unii pacienți au nevoie doar de masaj, odihnă și exerciții respiratorii, unii se învață să țină din nou lingura în mână și chiar primii pași. Reabilitarea medicală este o latură independentă a medicinii. Reabilitarea medicală este un proces complex de măsuri, un proces de restabilire a funcțiilor fizice și ameliorarea capacității de a permite persoanelor să încadreze în societate după un anumit tip de boală. Spitalul Regional Nesporeni, în cadrul secției de terapie, dispune de secții de reabilitare a pacienților post-COVID. Care sunt principiile generale de reabilitare a acestor pacienți? În primul rând, reabilitarea medicală a pacienților post-COVID se începe imediat în sălile de reanimare, în perioada chiar COVID pozitiv. După aceasta este perioada acută. După care mai urmează perioada subacută, acești pacienți deja testați negativ COVID și nimeresc în această reabilitare, deja în secție de reabilitare medicală. Și este perioada cronică sau tardivă. Aceștia sunt pacienți deja după externare din secții de reabilitare, care urmează un complex de măsuri, deja în condiții de ambulator. Pentru a nimeri în această secție de reabilitare, sunt câteva reguli. În primul rând, pacientul trebuie să fie după COVID confirmat. Trebuie să aibă niște sindrome, cum este sindromul de respirație, este sindromul de mobilitate și sindromul de cogniție. Noi, în secție de reabilitare,
Pentru fiecare pacient în parte, noi facem un complex de măsuri unde se lucrează o echipă multidisciplinară. În cadrul secției de reabilitare, noi avem medicul reabilitolog care indică toate exercițiile, masaj, este kinetoterapeutul, fizioterapeutul, masajorul și asistenta medicală care se ocupă cu acești pacienți. În urma reabilitării, acești pacienți pot să spun că ei se compensează complet, puțini, poate 1-2% care încă mai are nevoie de o reabilitare continuă în condiții de ambulator, dar majoritatea sunt compensați, sunt încadrați în câmpul muncii, adică rezultatele sunt foarte bune. Pentru a nimeri în această secție, pacientul care a suportat COVID se adresează la medicul de familie, face o examinare clinică-paraclinică și după care cu extras forma 027 între la noi în secție de reabilitare. Deja noi cu fiecare individual ne ocupăm în parte. Secția de reabilitare a Spitalului Raional este deschisă din 2017, noi cu pacienți COVID lucrăm din 2020. Vreau să spun, în jur de 80 de pacienți deja au trecut prin secție de reabilitare. La moment, în secție de reabilitare, avem 3 pacienți post-COVID externați din Spitalul Raional Ungheni cu afectare pulmonară în jur de 70%. Până în prezent au fost depistate circa 278.600.000 de cazuri de COVID-19 în toată lumea, dintre care circa 5.400.000 au pierdut lupta cu virusul, iar peste 249.000.000 s-au însănătoșit. Principala cauză pare a fi indiferența cetățenilor, miturile inventate de antivaxeri, dar și frica de a merge la spital sau de a informa medicul de familie. Având experiența de replicare a acestui virus, de multiplicare, eu mă gândesc că, practic, într-o lună, două, trei, o să avem iarăși următorul val. Noi încă avem de trăit cu acest virus, de în concubinaj cu el, și de aceea eu s-o cut că vaccinarea, la momentul actual, este unica măsură de protecție a macroorganismului, a organismului uman, ca să trăiască în mediul acesta de trai a virusului SARS-CoV-2. Eu, cu părere de rău, am făcut boala când nu erau încă vaccin. Eram foarte agitată de faptul că nu aveam siguranța că am medicamentul sau remediu care mă va salva ca să fac unele complicații, pentru că virusul dă multe complicații. Și după tratament, deoarece se recomanda chiar atunci o întrerupere după boală mai mare, eu exact la o săptămână m-am vaccinat cu prima doză de AstraZeneca, tăman venit să era euforia asta a noastră, a medicilor care am trecut prin acest calvar, și m-am vaccinat, am suportat foarte bine. Prima doză am avut prima zi o subfebrilitate, 37.2-37.4, am băut un paracetamol, mă iertați, și următoarea doză absolut fără careva complicații sau careva disconforturi. Cadrele medicale din țară, dar și din lume, sunt la capătul puterilor. Aceștia îndeamnă cetățenii să dea jos ochelarii roz și să privească situația din lume prin prisma realității. Aceștia menționează că vor putea face față situației în momentul în care vor fi înțeleși corect de cetățeni și vor simți încurajarea din partea acestora cât sunt sănătoși, nu când deja se află pe patul de spital.